unești oamenii din diferite vârste, face, nu știu, tinerii să se implice mai activ în viața societății și plus la asta îi face pe oameni să descopere filmele documentare. M-am bucurat pentru oamenii din sate care au ocazia să vizioneze filme în aer liber și mai ales ți-aduce aminte de ani când erai mic și părinții te luau de mânuță și mergeau la Casa de Cultură și te puneau scăunea și te uitai la filme indieni sau mai vineau cineva cu diferite filme. Deci e așa o reîntoarcere în timp. Îmi pare destul de interesantă ideea și cred că are priză la public. Faptul că au venit oamenii înainte de timp cu câteva ore deja prind locuri pe scaune, deja un succes. Pare o idee foarte fascinantă și mai ales că văd mulți oameni deja care au venit înainte de timp. Sigur, culturalizează și special și informează despre anumite evenimente, anumite, nu știu, fapte istorice, poate. Nu, depinde deja și de film care este conținutul acestuia, dar sigur are un mesaj care trebuie să ajungă și să pătrundă la fiecare. La public pentru că socializează între ei, după cum îi vedeți, sunt foarte gălăgioși pentru că ei socializează între ei, curioși fiind care ar fi titlul filmului, care ar fi durata, cine s-a organizat și dacă vor mai fi. Acum mergeam pentru oaspe și îmi spuneau că duminica viitoare ne întâlnim iar aici sau măcar o dată în lună ne întâlnim iar aici. Adică socializarea și asta e foarte important pentru mine, că am încercat să scot un grup de tineri din afara calculatorului. Este o idee foarte super și trebuie abordată în diferite localități, pentru că datorită acestui film lumea va cunoaște mai mult despre tot ce se întâmplă în viața noastră, cu tot ce ne ocupăm noi și este ceva foarte pozitiv. Nu, n-am privit niciodată în aer liber în film. Cândva, când eram eu tinerică, dar nu. Moldova film a murit și îmi pare rău. Au fost foarte bune filme, cândva foarte interesant. Vârsta mea ține minte, voi poate nu știți, sunt filme cele care mai ales anii 80, de scurt metraj și păcat că să termină. Voi începi să renova tot treaba asta, e foarte, un lucru foarte bun și foarte benefic pentru lume, de a aduce cultura în sat, încă la sat, cultura e mai mare ca în oraș. Chiar ideea de a veni în aer liber și de a privi un film artistic ca pe timpuri, când îmi povesteau părinții, ca așa pe timpuri, ca atare, ca să atrag lumea la cinematograf, să organizau filme în aer liber. Și eu cred că e un pas frumos, pentru că cinematografii știm precis că la oraș poate mai activează, dar la sate e de mult sunt închise și nu mai au posibilitate să privească. Lumea adesea spune că nu sunt posibilități, nu sunt oportunități, dar de fapt sunt, precum ești cronograf și alte proiecte. Trebuie doar să fie o mică inițiativă din partea locală ca să aducă așa evenimente în sate.
filmul sau filmul documentar sau cultura în general e un instrument de educare a societății, de a fi mai critic societatea la fel. Și asta e culturalizare plus un fel de educare. Noi un film am privit, să spunem așa, aproape 30 de ani în urmă. Când a funcționat Casa de Cultură Veche, atunci când, mă rog, perioada aceea, erau filme sau ce, filme artistice, atunci, atât. Filmele documentare, dacă de o pildă de tip moldovenești sau noastră, ne privim dintr-o parte. A fost foarte, foarte interesant, mai ales pentru copii, a fost ceva foarte... informația, eu cred că ei au primit-o. Pentru ei a fost foarte interesant, pentru că de mult nu am văzut așa ceva. Nu ne-am așteptat să fie așa mulți oameni, în primul rând, chiar foarte mulți. A fost ca o lecție de viață, pentru că foarte mulți copii avem în sat care, la fel cu caii, care se ocupă cu agricultura. Și ar fi o idee foarte bună pentru ei. Să vă spun sincer, prima oară am auzit de voi. Mi-a plăcut ideea și mai ales că vă duceți în satele care, mă rog, mulți copii nu au văzut așa ceva. Mi-a spus cineva că ar fi și eu îmi place tare mult și poate că dacă a spus că ar fi documentarul poate arăta și filmul despre mine, da? Noi ne străduim ca orașul nostru să se obișnuiască cu această tradiție, deoarece noi în fiecare sâmbătă totul organizăm filme în aer liber. Dacă vine cineva de la Chișinău sau o organizație internațională mai serioasă, noi suntem foarte bucuroși. Fără îndoial, este o metodă foarte interesantă și eficientă ca lumea să se învețe ceva nou. Deci nu este așa greu, adică nu trebuie să citești ceva, să stai, să pierzi timp, dar pur și simplu stai, vizionezi un film și primești plăcere. Că dezvoltă și creativitatea, în primul rând, în a doilea rând, viziunea copilului se schimbă și consider că este o nouă treaptă în ceea ce ține dezvoltarea personală. Cred că este necesar și seara de aseară, de astăzi chiar a demonstrat lucrul ăsta. Dacă tinerii care până acum i-ați văzut cu iPhone, cu de toate, au stat până la urmă și au privit, au fost destul de firești, au bătut din palmi, s-au bucurat și au început a cânta atunci că ați simțit când se cânta și așa am venit câteodată, chiar m-am bucurat mult. Este o idee foarte bună și trebuie mai des organizate astfel de evenimente, pentru că este mai atractiv și copiii doresc să privească un film. De
mulțumesc foarte mult pentru că au reușit să vină și spun eu că Cronograf este ecranul unde se proiectează realitatea. Viață lungă, viață multe, mult succes, multă apreciere, oricum vă sunteți apreciați, asta fără îndoială, nu trebuie să mai stați pe gânduri. Și la mai multe colaborări. Adică ideea asta de a merge în Cronograf Tour, să știți că prinde foarte bine. Vă urez cât mai multe filme de succes, cât mai mult bere și sunteți aduși tot cultura asta nouă. Le-aș dori să meargă în absolut toate localitățile din țară, poate să treacă și peste granițele țării, pentru că Cronograf este un festival internațional unde vin regizori și filme din diferite țări și ele trebuie să fie cunoscute. Este o muncă, este o artă. Succes mare! Mergeți înainte să faceți lucrurile frumoase așa cum o faceți și cred că ceea ce ați pornit va avea un succes mult mai mare în Republica Moldova. Le doresc mult curaj în ceea ce fac și cât mai multe realizări frumoase, cât mai mulți vizitatori. Vă urez să aveți cât mai mulți participanți în acest proiect, să aveți cât mai multe filme și cât mai mulți spectatori, pentru că filmele documentare merită să fie privite. Mersi Cronograful!